Ne pregătim de festivitatea de premiere. Vom afla câștigătorii probabil în momentul în care îi vom vedea pe podium. Bățagă e sigur câștigător la cal după exercițiul pe care l-am văzut și pentru care a primit peste 14.433 cu 6-2 la dificultate. Foarte bun exercițiul său. Probabil Stănciulescu și Golgotă și-au împărțit prima poziție la sărituri. La inele, să vedem dacă nu cumva Rafael Sabo e înaintea lui Andrei Muntean, nu știm. Doamnelor și domnilor, să cunoaștem câștigătorii finalelor de astăzi și o să invit sportivele și sportivii să se alinieze pe suprafața de concurs. Mai întâi se intre fetele. Denisa, poftiți pe suprafața de concurs și fetele și băieții după aceea. Festivitatea de premiere. Vom începe cu sărituri fete. Da, și Vlad Cotuna e acolo, Bățagă, Rafael Sabo, Munteanu și Gianchino. Deci ei sunt cei care vor fi cinci băieți pentru două podiumuri. A câștigat Ioana Stănciulescu la sărituri, o junioară. Golgotă pe doi. Ioana Crișan e a treia. Din ce mi-am notat, Ioana a avut o medie de 13.666. Stănciulescu a primit o notă de peste 14 pentru al său Iurcenco cu două șuruburi. Probabil că asta a ajutat-o foarte mult. Iată Ioana Stănciulescu, campioana națională absolută. Stănciulescu a câștigat și ieri concursul individual, domină, iată, această ediție și cu echipa de club. E a treia medalie de aur pentru Ioana Stănciulescu. Denisa Golgotă e a doua, a treia Ioana Crișan. Și premiile pentru fetele de pe podiumul de premiere din partea sponsorilor. Încă o dată să le mai aplaudăm pe cele trei domnișoare, Ioana Stănciulescu, Denisa Golgotă și Ioana Crișan. Stănciulescu a fost pe podium la Baku și la Festivalul Olimpic al Tineretului European la sărituri. Festivitate care va fi oficiată de doamna Ana Maria Iordache de la Burlan. Locul întâi și câștigătoarea ediției 2019, Silviana Sfiringu. A câștigat Silvia Sfiringu la paralele. Locul al doilea, Ioana Stănciulescu, Farul Constanța. Și locul al treilea, Stănciulescu pe doi. Și Antonia Duță, a treia la paralele, echipa juniorelor de la Baku, medaliată cu argint. Da, mă așteptam totuși ca Stănciulescu să fie înaintea Silviei Sfiringu la paralele. Iată, Farul Constanța este din nou reprezentat. Și încă o medalie pentru Farul Constanța, da? Încă un titlu, iată un club care domină campionatele naționale. Constanța, locul de unde a plecat Ponor în gimnastica mare. Triplă campioană olimpică la Atena, Cătălina, medaliată la Londra, cu argint la sol, bronz cu echipa, un om care a tras echipa României mai mult decât un ciclu olimpic după ea. A fost la Rio,
dar singură, fără echipă, poate de acolo a și venit slăbiciunea Cătălinei Ponor. Mai mult mentală decât fizică. Împreună românii pot fi mai puternici, dar acest împreună pentru români e foarte greu de realizat. Mai ales în gimnastică. A doua medalie de aur astăzi pentru Cristi, după finala de la paralele a câștigat și la cal. Îmbucurător exercițiul său. Chiar dacă nu va primi o notă așa de mare la mondiale, dacă exercițiul va fi la fel, va fi un punctaj bun pentru echipă. Vlad Cotuna e al treilea la cal. Gianchino a câștigat argintul pentru clubul de la Lugoj, după ce vineri norvegienii au ajutat echipa din Banat să câștige titlul în fața marilor cluburi Dinamo și Steaua. Încă un aparat care va fi premiat. Inelele. Domnul Balint, Neleancă și Eugen Cățean au fost cei care au premiat sportivii. Câștigat la paralele. Cristi Bățagă, la inele, pardon. Bățagă e pe 2, pe 3 Rafael Sabo de la Lugoj. Andrei Mutean, după timpul cucerit la individual compus din seara, urcă din nou pe podiumul de premiere, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, cu gândul declarat de a obține... Rafael Sabo se pregătește deja la București. Anul trecut a fost la campionatul european de junior de la Glasgow. Grea trecerea asta pentru sportivi între juniorat și seniorat. Mă gândesc cu ani în urmă și Muntean a luat medalii la Jocurile Olimpice de tineret la prima ediție de la Singapore. Urmează ultimele finale, două masculine, două feminine. Noi trecem prin studio pentru publicitate și revenim. Mă vede lumea.